Vreau să vă mulțumesc la toți pentru că v-ați ridicat în picioare și vreau să dansați, dar cel mai mult îmi doresc ca copiii să fiu puțin mai distrați. Doamne, super, iubesc Adidas-ul la nebunie. Asta e pentru cine? Mulțumesc! Cu drag! Am ajuns așa mai multe! Mă rog, nu ce ne spune! Un joc! Un joc pentru tine foarte interesant. Asta joci cu prietenile tale. 5 secunde, vezi? Așa, și citești. Diferite cărți unde tu trebuie să spui numește 3 exerciții de gimnastică. Și diferite exerciții.
Deci, încă o dată să vă amintim. Am zis că ideea e următoare. Formatul este liber, fiecare îl face ce vrea. Cei mici o iau ca o parte, ca o sărbătoare pentru ei, iar cei mari ca o discotecă, ca o distracție. Patricia mi-a luat pe dinainte, eu avem alt scenariu, dar dacă a încercat de rol de moderator, așa că o invităm în scenă încă un invitat special, Irina Chit, care este profesoara Patriciei. Și aici sunt mulți care ne-au ajutat sau au concert cu Patricia, cu Alisa.
audiției, pentru că, da, este o foarte, fată foarte talentată, pe urmele care ea avea merge, sper, și Aliza. Eu îi doresc să fie sănătoasă, să crească frumos, să aibă o copilărie fericită, un viitor pe măsură, și, de ce nu, succes pe toate planurile. Melodia pe care am cântat-o din aur este un hit de-al Patriciei. De dragul Patriciei am acceptat această provocare și, da, mi-a plăcut foarte mult colaborarea. Mulțumesc din nou tuturor! Vreau să vă mulțumesc la toți pentru că v-ați ridicat în picioare și vreau să dansați, dar cel mai mult îmi doresc ca copiii să fiu puțin mai distrați, așa că să danseze mai tare, pentru că aici suntem toți neamuri. Da, Patricia, noi am dat tonul